Ne batem. Se uită spătarii la noi, se uită urât, poate ne dau afară. Jenat mi-a zis că da, 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 mi-au dus la Lacmagiunul gol. Lacmagiun se aduce cu pătrunjel, cu salată, cu ceapă și cu lămâie. Ținem legătura. Ținem legătura. Veneția sau din Istanbul? E singurul mall în care poți să te plimbi cu gondola. Pufuleții Lotto amestecați cu un pic de paprika. Au gustul 1-1 ca micii noștri românești. Și avem și ceva în safe. Hă? Ciu-ciu. Bucățica în acțiune vă salută din Veneția sau din Istanbul? Suntem aici într-un mall, se numește Mall Veneția. Este foarte fain, este seara, e drăguț, e răcoare și am văzut gondolierii. Au până și turnul San Marco. Haideți să explorăm acest mall și să căutăm ceva bun de mâncare pe aici. O să facem o plimbare cu gondola aici în Istanbul pentru numai 200 de lire de persoană. Călătoria durează cam 8 minute, dar vom vedea. Stăm aici la coadă și asta e, dacă tot n-am avut finanțe destule în Veneția să ne plimbăm cu gondola, o facem aici, în Turcia. O, e destul de mic aici, uite. Durează foarte puțin toată treaba asta, dar e o experiență funny, zic eu, pentru că na, e singurul mall în care poți să te plimbi cu gondola. Așa că e de încercat atunci când veniți, mai ales dacă sunteți și cu copii. Nu se ia bani și pentru copil, așa că e super ok. Fain. Bineînțeles că pe parte și pe cealaltă avem o grămadă de magazine care se găsesc și în Europa și peste tot în lume. Arcadele sunt într-adevăr foarte frumoase. Ia zi, bucățică! Mi se pare foarte amuzantă plimbarea cu gondola motorizată electric. Măcar e eco-friendly și are motor cu benzină. Toată plimbarea cu gondola a durat cam 8 minute, poate mai puțin. Deci ne-a grăbit bine de tot, ne-a văzut că și filmăm azi. Hai că vă arăt eu vouă ce speed incredibil prinde această gondolă. Acum o să căutăm ceva de mâncare și da, să trecem în sfârșit la acțiune. O să ne luăm și noi un ciubuc patatest. Asta înseamnă un cartof prăjit. Costă 40 de lire unul și hai să gustăm să vedem dacă e bun. That one. Is it clear? Salt, yes. Teşekkürler. Acesta este cartoful nostru pe țepușă, făcut chipsuri. Să-l gustăm. E un cartof prăjit. Nu este crocant, e moale, dar e gustos. Deasupra are un pic de sare și un pic de vegeta turcească. Destul de bun, dar costă 7 lei. 40 de lire, 6 lei 91. Un pic cam piperat, dar având vedere acest mall și locația de Veneția, plătești. Suntem la Doyuyo Chicken, adică la competiția lui KFC și Popeye de aici din Istanbul. Ne-am comandat Tenders Festival, costă 195 de lire. Arată cam așa.
De-abia așteptăm să vedem dacă este bun. La el ne-am luat o Coca-Cola și nu o băutură din aceea la granizada, ca să zic așa, pentru că este învârtită destul de mult și are chimicale cu care nu sunt obișnuită, așa că o să rămân la chimicalul meu, la Coca-Cola. Haideți să gustăm puiul de la Doiuio. Avem în acest meniu 4 bucăți de piept de pui, care par crocante. Mai avem aici niște paste, niște fusilii, o salată coleslaw, cartofi prăjiți și 2 sosuri. Hai să trecem la acțiune. O să încep cu acest crispy, care este destul de mare și arată periculos. Probabil că este iute. Foarte interesant. Puiul este mega fraged, este crocant pe exterior. Iar acest condiment de deasupra mă duce cu gândul la pufuleții loto amestecați cu un pic de paprika. Este un praf de brânză, un praf de cheddar cu un pic de vegeta și paprika dulce. Chiar e bun, îmi place. Are aici și un sos. Sosul e foarte bun, e dulcean. Este un amestec de ketchup cu maioneză, un pic de brânză și mai are înăuntru un pic de paprika. Este ușor picant, dar nu rău, foarte, foarte bun. Să provăm și cartofii. Cartofi prăjiți. Cartofii nu mai sunt calzi, sunt crocanți, sunt din aceeași pungă. Cartofi de fast food. Aici sunt niște fusilii din acelea mari. Sunt fierte cât de cât ok, sunt bune. Zice că sunt cu cheddar, dar eu nu simt niciun pic de cheddar înăuntru. Și un pic de pesto de basilicum, pesto de busuioc. Sunt ok, sunt bune. Hai să mai gustăm un crispy de ăsta. Îmi place că sunt destul de mari. Acesta este cu puțină paprika dulce înăuntru. A fost dat prin paprika, apoi prin această panadă și prăjit. E ok. Am mai găsit ceva aici. Ia uite, al treilea sos. Maioneza de la Hellmann's. Am pus un pic de maioneză aici, să o gust cu acești cartofi. Maioneza nu are absolut niciun gust. E doar o chestie albă. Și atât. Dar are nicio aromă mic. Al treilea crispy. Hai să-l gustăm și pe ăsta. E fraged. E destul de bun. Dar nu e foarte aromat. Hai să-l vedem pe al patrulea, care tot așa e mare. Se simte un pic de curry. Tot așa, foarte fraged. E bun, e crocant. Se simte și un pic de usturoi, un pic de praf de ceapă. Da, ăsta îmi place cel mai mult. E foarte gustos. Ăsta e pe primul loc. Iar al doilea este acesta cu praful de cheddar, cu praful de parmezan și paprika. E destul de bun totul. Să trecem la coleslaw ăsta, să vedem ce are de spus. Da. Coleslaw-ul e foarte bun. Este cu varză, cu un pic de morcov. Țelina nu am găsit-o. Un pic de maioneză. Varza e gustoasă, e chiar dulceagă. Pentru 34 de lei cât costă acest meniu, eu sunt foarte mulțumită, mai ales că puiul e extrem de fraged și suculent, chiar grozav la gust, îmi place foarte mult. Mi se pare mai bun și decât Popeyes și decât KFC.
să beau și un pic de Coca-Cola. Doar paharul este de Coca-Cola Zero, nu este Cola Zero înăuntru. E ok, e dulce, e bună. Meniul e gustos, este destul de bogat. Și da, este deja 9:20, trebuie să mai găsim încă ceva de mâncare. Dar văd că totul se strânge pe aici. Am mâncat destul de bine, dar acum am poftă de ceva dulce. E aici un restaurant, se numește Mado, care are baklava. Haideți să încercăm. Am vrut să-mi comand un baklava burger cu înghețată în centru, dar din păcate s-a terminat, așa că nu mi-a mai rămas de ales decât Dovme Ice Cream Kadaif, adică un kadaif cu înghețată și fistic. E bun, încercăm pe acesta, dacă atât a mai rămas, o să luăm desertul, iar apoi o să mergem într-o locație care mie îmi place foarte mult, unde se mănâncă foarte, foarte bine și au cele mai bune chefte din Istanbul, din punctul meu de vedere, la un preț super accesibil. Se închide la ora 11, așa că sper că ajungem la timp. Ne-a venit și desertul. Este o baklava cu un pic de fistic, înghețată dovme, așa îi spune la înghețată, și morcov. O baklava cu morcov și fistic. Nu cred că are niciun morcov înăuntru, eu nu-l simt. Probabil că se referă la formă, care are formă de morcov. E destul de bună, e dulce, are destul fistic. Nu este foarte însiropată, cum aș fi așteptat. Iar partea de jos e destul de tare. Porția este ok, având în vedere că este seară. Înghețata s-a topit foarte, foarte repede. Înghețata turcească, mie personal, mi se pare ok, dar nu e la fel de aromată și la fel de cremoasă ca înghețata italienească. Ce are o altfel de consistență, se lungește foarte mult, e făcut cu mult albuș de ou. E gustos totul, costă 153 de lire, ceea ce înseamnă 26 de lei 50. Un preț acceptabil, având în vedere că mănânci în acest mod. Bun, mergem la cheftele. Galeria aceasta comercială are și un subsol unde sunt majoritatea magazinelor mai low budget și cele de make-up, iar deasupra tavanul este tapetat cu nori și cer albastru. Bucățica se închide la chifteluțe și nu mai prinde. Aoleu, să prindem chiofte! Trebuie să vă arătăm locul ăsta, pentru că sunt atât de delicioase chiofte. Mă așteptam să fie și în acest mall o filială, pentru că sunt extrem de multe, e un fel de McDonald's-ul chiftelelor, chioftelor. Da, sunt foarte bune. Sunt peste tot, dar nu l-am găsit în acest mod. Așa că trebuie să ne întoarcem la noi. O să vă arătăm și camera de hotel unde dormim, adică apartamentul. Încă ceva, parcarea este gratuită în toate mall-urile în Istanbul. Aici în Turcia, sistemul lor de autostrăzi și drumuri, nici nu știu cum să le numesc, sunt ca niște mațe de oaie, adică fix cocoreci. Dacă trebuie să ajungi undeva, uite așa trebuie să faci, uite așa, te duci pe dedesubt, pe sus, fix ca o mață de oaie. A, da, și nu uita, toată lumea face picnic seara lângă mașină pe sub poduri. Pe marginea autostrăzii, uite, ăsta nici n-are lumine pornite și că a arsat-o acolo. Ca la Turcia. Am ajuns în timp util la chioftecii Yusuf. Este locul în care am mâncat mereu cele mai bune chiofte din Istanbul. O să comandăm cu codul QR. Acestea sunt meniurile. Încep de la 132 de lire. Până la 733 de lire pentru o familie mare, un preț foarte ok. Noi o să comandăm meniul 1, la care o să adăugăm un desert și o să ne ducă la 159 de lire.
În plus, aici poți mânca o ciorbică cu numai 5,70 lei, o omletă cu 9 lei. Toate prețurile sunt foarte, foarte bune. Este foarte avantajos să mănânci aici, iar mâncarea este cu adevărat bună. Este un loc unde mănâncă localnicii, unde mănâncă muncitorii, așa că eu vad mereu și mâncarea e cum trebuie. Ne-au venit și chiofteci. Ia uite cum arată! Sunt așa strălucitori și de-abia așteaptă să fie înfulecați de mine și de cealaltă bucățică. Miroase extraordinar de bine. Mie îmi plac foarte mult. Am mai mâncat în acest loc de mai multe ori și de fiecare dată sunt grozavi. Carnea e wow, e din vită, cu un pic de oiță se simte, dar foarte puțin. Și vreau să vă zic că au gustul 1 la 1 ca micii noștri românești, dar un pic mai, carnea este un pic mai dulceagă și tot așa este pufoasă, un pic aerată, de la bicarbonat. Este gătit la foc de lemne pe grătar, foarte, foarte bun. Sunt 5 bucăți în acest meniu și carnea efectiv se topește în gură. E atât de gustoasă încât efectiv papilele gustative sunt într-o feerie și cumva când mesteci încep așa să salivezi foarte mult. Nu știu, nu cred că au pus înăuntru și alte substanțe, dar pot să spun că totul este extraordinar de bun. Carnea lor e grozavă, la orice oră le găsești aceeași calitate în orice zi. Foarte, foarte bune aceste chiuftești de la Iusuf, mi îmi plac enorm. Și la acest meniu se servesc și cartofi prăjiți, care sunt foarte buni. La fel, sunt cartofi prăjiți la pungă, nu sunt cartofi proaspeți, dar sunt calzi, sunt buni, crocanți. Cartofii au presărat un pic de cajun deasupra. Cajunul este un amestec de condimente, sare, paprika, este un pic de piper înăuntru, un pic de pudră de ceapă, ce mai are înăuntru, un pic de temian, ceva oregano, nu știu 100% dacă și acesta are oregano. Sunt unele care au și temian și oregano înăuntru. Este foarte gustos, are un pic o direcție spre vegeta, dar e extraordinar de bun. Avem și un ayran. Eu iubesc ayranul, este extraordinar de gustos. Este din lapte de vacă, de fapt este un iaurt diluat cu apă. E foarte bun, este ușor sărat, este foarte bun digestiv, un pic acrișor. Exact ce trebuie la aceste chiofteci. Și acum să trecem la salată. Să punem un pic de lămâie pe salată. Aceasta este o salată simplă, are roșii și castraveți înăuntru, exact ce trebuie. Poți să-ți o asezonezi tu cu ulei, un pic de oțet, sare, piper, ce mai vrei. Bineînțeles, lămâie. Eu una i-am pus doar puțină lămâie deasupra. Și castraveții sunt gustoși. Roșiile la fel. Avem aici un sosuleț. Am întrebat cum se numește, a zis că se numește Esme, dar din ce știu eu, salata Esme este făcută mică, este tocată foarte, foarte mărunt. Sunt roșii cu niște ardei iuți, un pic de pătrunjel și se mai pune acolo un pic de ulei de măsline. Aceasta este mai mult ca o pastă, dar o să o gustăm. Această pastă de Esme este foarte bună la gust, este foarte picantă. Înăuntru are tomate, ardei iuți, un pic de zahăr, un pic de oțet, se simte un pic oțetul, mult piper și este la consistență ca un bulion românesc. E foarte, foarte bună, e foarte picantă, îmi place foarte mult la gust. Aici avem un desert, se numește trilece.
Am mai mâncat așa ceva, îmi place destul de mult. Este un blat foarte pufos de tort. Care apoi este însirupat cu un pic de lapte condensat. Iar deasupra are un pic de caramel. Este un fel de caramel făcut din zahăr ars. Nu este acel caramel cu lapte pe care noi îl facem acasă, ci un caramel făcut din apă cu zahăr, lăsat să fiarbă. E un pic făcut ars, dar nu rău, nu cât să fie amar. Apoi este pus ceva gelatină înăuntru. E foarte bun. E răcoritor. Această prăjiturică este însiropată în trei tipuri de lapte, de aceea și spune trilece. Unul este acel lapte condensat pe care noi îl punem în cafeluță. Al doilea tip de lapte este laptele acela pe care îl găsești la conservă, care este un pic mai gros, din care poți să faci caramel. Și acest lapte la conservă se mai folosește tot așa la anumite prăjituri și poți să-l folosești și la înghețată. Iar al treilea tip de lapte, sinceră să fiu, nu știu care e, probabil că e un lapte făcut cremos ceva. Este foarte bun. Pe toate bunătățile am plătit 159 de lire, ceea ce înseamnă 27 de lei. Tocmai am lăsat mașina în parcarea subterană de la acest hotel și pentru că hotelul este inclus în această zonă rezidențială, nu are acces oricine, zona este închisă, cu garduri, cu pază și aici nu poți să intri din parcare în hotel decât dacă ai cartelă. Sala de fitness, dar din păcate s-a închis la 11 și acum e peste 11, așa că nu o să se vadă mare lucru, dar să știți că este inclusă în prețul camerei. Și trebuie să mai știți că noi nu am folosit-o. Noi am făcut fitness culinar. Să chemăm liftul, noi stăm la etajul 5, se pare că e deja aici. Aici locuim noi la apartamentul 511. Să vă prezint apartamentul nostru pe care plătim numai 70 de euro pe noapte. Se numește The Superior Living acest hotel, iar înainte aparținea lui Radisson Blu, dacă ați auzit de acest lanț de hoteluri. Avem o sufragerie spațioasă, cu canapea și fotolii, o măsuță interesantă de designer, aș spune eu, că mai are un scăunel aici, un televizor destul de mare, care are și canale străine, nemțești, englezești, franțuzești, nu te plictisești dacă nu înțelegi limba turcă. Are și canal D pentru fani. Eu sunt Motanul Danilă. În această sufragerie este integrată și o bucătărie open space, complet echipată cu tot ce ai nevoie. Cuptor, plită electrică, hotă, care este foarte silențioasă, mașină de spălat vase, dacă n-ai chef să speli manual. Are ghiuvetă, aici e gunoiul, are și fierbător de apă electric. Ceiurile ni le-am adus noi și cubulețe de zahăr. Acest apartament este prevăzut pentru a sta în el 3 persoane, iar această masă este super generoasă, aș putea spune că încap chiar 4 aici. Haideți să vă prezint frigiderul, care este foarte mare. Și ce avem noi în spatele ușii de jos? Fructe! Avem niște strugurei, o banană veche, o bucățică de pepene, niște roșioare. Bineînțeles, burgul, care îmi place foarte, foarte mult. E de două tipuri. Unul e mai puțin sărat și unul mai sărat pentru cealaltă bucățică. Niște brânză cedar. Red Bull și Pepsi. Red Bull și Pepsi. Bineînțeles, sosul de soia, care nu lipsește nicăieri.
niște parizeri din ăsta care, sincer să fiu, nu vi-l recomand, niște ouă și cam atâta. Haideți să vă arăt balconul. Priveliștea noastră e extraordinară. Eu când am intrat prima oară pe balconul ăsta, vă spun sincer că m-am gândit la o croazieră. Așa mi-am imaginat eu că ar arăta pe un vas de croazieră. E foarte interesant aici. Ai vedere la vecin, dar și ei la tine. Iar aici jos este un spațiu închis în care nu au acces decât rezidenții din această zonă și cei din hotel. Are locuri de joacă pentru copii, un iaz decorativ. Acum e noapte, nu știu cât se va vedea. Avem și o piscină care este mai în față. N-am apucat să mergem acolo, dar oricum nu e o problemă. Data viitoare. Când am venit aici nu aveau stativ de rufe și noi cam aveam haine de spălat, așa că oamenii de la recepție au fost foarte amabili și ne-au adus un stativ de rufe. Haideți să vă arătăm și restul. Da, ce să zic, acest apartament este perfect pentru cineva care are treabă în Istanbul și trebuie să stea mai mult timp. Cred că prețurile se pot negocia și poți primi o ofertă destul de bună la o săptămână, două. Este foarte mare, este foarte curat. Acesta este dormitorul nostru în care am dormit. Patul este foarte confortabil. Bucățică. Eu m-am instalat de mult aici, dar pentru voi mă mai instalez o dată. Am dormit foarte bine în patul ăsta. Are o saltea super, super groasă, așternuturile sunt curate, este foarte fain. Are 4 perne, 2 moi și 2 tari, ai de unde alege, e super. Și designul este foarte, foarte reușit, camerele sunt odihnitoare, chiar e foarte fain. Bineînțeles că avem intrare la balcon aici, adică când ne plictisim... Adică eu pot să vin pe aici, ies așa... Am venit pe partea asta. Dacă e un copil mic, poți să joace foarte mișto pe aici. Este 11:30 noaptea. Eu sunt un pic cam obosit, dar totuși o să vă prezint și dulapul în care avem un seif și avem și ceva în seif. Hă? Ciu-ciu. Da. Are seif, ceea ce e foarte ok. Poți să-ți lași liniștit pașapoartele. E super acest apartament. În plus, miroase foarte, foarte frumos aici. Asta îmi place extraordinar de mult. Să vă arăt mașina de spălat care se află în interiorul acestui dulap. E numai bine pentru că am avut o grămadă de haine murdare după cele 2 săptămâni în Turcia. Aici avem baia. Avem și o baie. Este mare. Are cabină de duș, ceea ce mie îmi place extraordinar. Nu-mi plac deloc cazările cu perdeluță sau care nu au deloc cabină de duș. E dușul fix aici. E ok, e bun. E bun, e curată. E curată. Ai tot ce-ți dorești. Și oglinda asta aici cu LED. Da, oglinda fancy de machiaj. Cei de la recepție ne-au dus și un birou pentru că acest apartament nu avea unul și noi aveam nevoie de un birou. Iar viteza la internet este bună, 60x60, ceea ce e suficient pentru un lucru normal și videoconferințe sau dacă trebuie să uploadez vloguri în cazul nostru, e super. Am să vă pun link-uri în descriere de la această cazare, adică numele și link către Booking, pentru că merită să vii să stai aici din punctul meu de vedere. E foarte curat, ai parcare închisă, deci poți să-ți lași și Lamborghini-ul acolo că nu se atinge nimeni de el. Iar drumul spre centru nu e tocmai dificil,
Sunt 20 de kilometri, dar când nu este aglomerat, faci cam 30-40 de minute, ceea ce nu mi se pare foarte rău. Nu plecați de pe vlog, pentru că în continuare veți vedea cu cine am luat noi cina ieri seară în centrul Istanbulului. Hai că nu vă mai țin pe jar, vă spun de pe acum. Am luat cina cu prietenul nostru Silviu Petrescu, a fost o seară minunată, ne-am simțit foarte bine împreună, am făcut ceva kilometri pe jos, am și mâncat bine, ne-am simțit extraordinar, așa că rămâneți în continuare pe canalul Bucățică în Acțiune și pe vlog. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share și să lăsați un coment. Hai că vă pun imaginile de ieri seară. Ghești cu cine m-am întâlnit în Istanbul, cu Silviu Petrescu aici. Salut, salut, mă bucur să vă întâlnesc. Ei azi mi-au dat un mesaj că au văzut clipul meu că sunt și eu în Istanbul. Voi erați de ceva timp și ne-am întâlnit la mijlocul distanței cumva, ba nu, mai mult aproape de mine. Am venit la... Curuluș. La Curuluș. Acest restaurant care are niște prețuri destul de exorbitante. Am făcut câțiva kilometri buni pe jos, un sprint ca lumea să avem poftă de mâncare, dar nu prea am găsit ceea ce ne-am dorit. Oricum, foamea e mare, așa că ne-am comandat niște sărmăluțe. Cu șoric de porc și afumătură. Bineînțeles, exact ce e interzis. Tu ce ți-ai comandat? Jumeri de porc. Jumeri de porc? Da. Se găsește și în Istanbul. Eu mi-am luat o pizza turcească, un lahmacun. Și e o pide, ceva pide cu cașcaval, nu știu. Cu... Asta și-a comandat Silviu. Exact ce nu trebuie să mănânci seara. Nu-i nimica, mai băgăm câțiva kilometri și dăm jos toate bunătățurile astea. Sperăm să nu o dăm în bară și mâncarea să fie bună. Am comandat și un airan. Airan? Da, ia uite că a venit airanul. Coca-Cola. Bine, ne-am întâlnit. Normal, ca de obicei, o plăcere să ne vedem. Să mâncăm împreună, sperăm că mâncarea totuși e ce trebuie, dacă nu le facem un review negativ. Aici cum se numește? A, Curuluș. Curuluș, la Curuluș aici. Ce facem? Ne batem. Ieri am fost la un restaurant mai modest, nu așa într-o zonă comercială și la fiecare porție de mâncare ne-a dus câte o salată. Aici au adus una de asta mică la noi toți. Da, va trebui să ne batem pe mâncare. Mai avem aici ceva. Hai să se uită spătarii la noi. Se uită urât, poate ne dau afară. Să se uită spătarii cât vor. Da, cam zgârciți. Acestea sunt sarmalele noastre. Silviu, vrei să guști o sarmaluță? Nu, păi dacă am luat jumătate de sarmaluță, am luat un sfert de porție. Nu, mersi, nu. Sunt sarmale moleculare, nu? Sau da. Microscopice? My God. Ia cu pâine. Sunt vechi. Au fistic înăuntru. Fistic? Da, uite-l. Uite-l aici. Da. Au fistic înăuntru. Și mult orez. Și cum se pare combinația fistic-orez? Nu există. Cum se pare combinația fistic-orez? Fisticul e oricum... E prăjitură. A, e murat. Nu are, nu e tare, nu e crocant, e murat. Am zis să-i cu pâine, dar nu ne-a dat nici pâine, nu? Nu, o să iau cu cola. Haide că e nemai crește. Salvăm situația. Nu, da. Păi mie mi-au dus la lahmacunul gol. Lahmacunul se aduce cu pătrunjel, cu salată, cu ceapă și cu lămâie. Venise patronul la noi la masă, i-am atras atenția că mi-au adus lahmacunul gol, jenat, mi-a zis că da, și au trimis băieții și mi-au adus și salata, care trebuie să este obligatoriu la lahmacun. Deci până acum, dezamăgitor. Asta e o porție de sarmale și asta e lahmacunul meu. Până acum, dezamăgitor. Pidele arată mai bine. Avem aici o pide cu carne tocată și cu un pide cașcaval. Arată destul de bine, e măricică. Silviu, te rog frumos să iei o bucățică. A, dar n-am mâncat din lahmacunul meu, hai. Uite, ca să te iubească soacra. Hai, noroc. Noroc. Bine v-am văzut. Hai să vedem mâncarea asta, e bun. O, dar e bună asta. Asta e bună. Da, de fierbinte, are cașcaval. No, foarte bună. Carnea e de vacă, destul de grăsuță.
ai gustat. Foarte bun. Cum a învățat Silviu, o să-mi pun un pic de salată pe lahmacun și un pic de ceapă cu sumac. Și un pic de taci aici. Hai să vedem. Nu, e bun. E bun. Ce e bun? Da. De bun e bun. E gustos, e un pic crocant în lateral. Lipia e foarte bună, e făcută la foc. Da, la foc, foarte bun este. La foc de lemne, chiar gustos. Hai că totuși e ok. Nu plecăm flămânzi. Nu plecăm flămânzi. Ne-am venit și nota de plată. Avem 1094 de lire turcești. Un pic cam mult pentru două ape, o Coca-Cola. Un lahmacun, două pide. Da? Un lahmacun, două pide, sarmalele. Care nu le-am mâncat, sunt încă aici, pot fi reciclate, refolosite de următorul client. Ciocola. Ciocola. Cam mult, da. Cam mult. O să vă pun aici cât înseamnă în lei. Da, un pic cam mult. 170-180 de lei, cam așa. Cam 180 de lei, am pus bănuții aici, iar la șpagă am fost găciți pentru că nu merită. Am lăsat 100 de, de... 100 de lei. De lei. Mulțumim că ne-am văzut. La revedere. Eu mă bucur că v-am întâlnit. Aveți invitația la Năvodari. Poate veniți în această perioadă. Este cel mai plăcut din punctul meu de vedere. Cea mai plăcută temperatură, puțin turiști. Gătim ceva împreună. Dacă faceți timp, poate ajungeți la Năvodari. Ciorbică. O ciorbiță facem. Dar el nu mănâncă ciorbiță. Am reținut. Nimic, mâncăm noi tot. Mâncăm noi tot. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share și mulțumim că ați fost alături de noi. Și nu uitați, ținem legătura. Ținem legătura.